Pelerinajul a fost organizat cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. La fiecare din lăcașurile de închinăciune, unde a poposit Sfânta Icoană, s-au rostit rugăciuni pentru ploaie. Credincioșii au așteptat-o pe Maica Domnului cu flori și lumânări aprinse în dangătul de clopote, iar la final au fost stropiți cu aghiazmă mică și au primit iconițe. Traseul pelerinajului a cuprins mai multe lăcașuri de închinăciune din mai bine de 10 localități ieșene. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că este pentru prima dată când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului este scoasă în procesiune prin mai multe sate timp de o zi. Pentru prima dată în cei 32 de ani facem această procesiune cu gândul, cu sufletul și inima către Preacurata Maica lui Dumnezeu, să binecuvinteze, să mijlocească pentru noi păcătoși, să trimite ploaie pe pământ. Știm cu toții, din pricina mulțimii păcatelor noastre. E bine, la această procesiune ar fi fost toți credincioșii satului. Toți avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, toți avem nevoie de ploaie. Trebuie să ne dăjdim și să credem că Maicuța Domnului va trimite această mare binecuvântare, dar să ne plecăm genunchii și capul la pământ, implorând cu lacrimi mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor noastre să ne trimită această binecuvântare. Dumnezeu știe, noi ne rugăm și Maicuța Domnului să mijlocească, dar după credința noastră, Dumnezeu ne va trimite ploaie la timp. Preoții paroh și-au arătat recunoștința față de Maica Domnului pentru că a rânduit să poposească în comunitățile lor prin odorul sfânt de la mănăstirea Hadâmbu. Oamenii din satele prin care a trecut Sfânta Icoană și-au arătat evlavia față de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care săvârșește multe minuni celor ce i se închină cu credință. N-am văzut niciodată să se spune bătrâne, dar nu fost așa. Aducă Sfânta Icoană la noi, așa frumos. Dumnezeu are grijă să se întoarce la noi. Noi suntem răi și păcătoși. Foarte important pentru noi, cu aducere de ploaie și sănătate și bucurie pentru satul nostru, Frenciuci. Și ne bucurăm foarte mult pentru că a venit la noi. Am fost la Hadâmbu și duminica trecută și ne-am închinat pentru ploaie, pentru sănătate. Părintele stareț am vorbit foarte mult. Crede-mă, Maicuța Domnului, am crezut dintotdeauna și în Domnul Iisus. Suntem sănătoși, ne rugăm la Maicuța Domnului zi și noapte, că aici stai ajutorul nostru. N-avem alt ajutor. Rugăciunile pentru revărsarea ploii continuă în parohiile din județul Iași, puternic afectat de seceta din ultimele luni.